femeie bătută și amenințată de concubinul său s-a întâmplat în comuna Turburea, iar femeia de 45 de ani a sunat speriată la 112 pentru a cere ajutorul poliției. În cercetările efectuate de polițiști a reșit faptul că un bărbat de 30 de ani din comuna Turburea, în timp ce se afla la locuința femeii pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, ar fi amenințat și exercitat acte de violență asupra acesteia. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Totodată, polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de bărbat.